Ce ziceți voi de un desert rapid și gustos a la Miruna Lica? Miruna, bine ai venit! Bine v-am ai venit! Ai zis desert? Am auzit desert? Desert? Da. A venit! Auzi și aici și eu la desert! Te rog mult! Dă jos bandana măcar! Nu pleacă nicăieri bandana asta! Vrea să mănânce desert cu bandana pusă ca să se vadă că a muncit și că îl merită! Da, deci, corect! Okay. Am venit astăzi la voi pentru că vreau să facem un trifle. Este un desert britanic. What? Este un desert britanic care are alcool și ceva, de regulă, noi o să facem astăzi cu pișcoturi însiropate, dar el de regulă este cu un fel de pandișpan însiropat și o cremă pe bază de frișcă și mascarpone. Și fructe, de aici încolo putem să... Păi și poți să-l faci până se termine emisiunea? Da, durează super puțin, pentru că, în primul rând, nu avem nevoie de aragaz, de cuptor, de absolut nimic, se face la rece. Și o să vedeți că e mai simplu de făcut decât clătitele de data trecută. Deci, practic, doar facem crema. Și deci, cumpărăm pișcoturile astea din exact. Magazin. Okay. Cumpărăm niște fructe. Avem nevoie de prosecco. Eu de data asta o să-l fac cu prosecco. Că sărbătorim mai conducem și... după ce mâncăm desertul ăsta? Ei, conducem și... Nu e așa de mult prosecco. Am înțeles. Acum depinde spunem de care că am fost la preferințe. Ziua cuiva, așa am mâncat și noi o prăjitură. Ca așa și e. Exact. Hai mă, luăm taxiul. Da, da, cel mai bine. Sau luăm cel taxiul, mai bine. Da. Așa, conștiincios, vezi? Da. Bun, deci avem aici... Aici avem mascarpone. Mascarpone. Ingredientele trebuie să fie reci, obligatoriu, de la frigider. Aici avem smântână pentru frișcă, este o smântână lichidă. Și lapte condensat. Aole, laptele condensat, atenție, trebuie să fie din acela gros, la conservă. Deci nu laptele care se pune în cafea. Este unul mai dens, așa. Bun, hai să ne apucăm de... Și mai de... dulce. Și mai dulce, da, este îndulcit. Lapte condensat? Știam pe ăla de pui în cafea, dar mai există încă un ăla e pentru prăjituri ăsta condensat. Asta e Dumnezeu, e ceva... Da, 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 poți să-l mănânci și gol. Este... Nu există. Ai ratat ceva big în viață dacă n-ai gustat. E un desert în sine. Așa, hai să ne pahar atunci. Avem, avem în spate, poți. Dar vezi că o să-ți crească glicemia. Iuhu! Să vezi atunci sport. Hai să ne apucăm de treabă. O să mă apuc să fac... A scos cântărașul, mă! Mi-am scos toate ustensilele! Ce vorbești dacă tu? Și mai am aici, să știi. Vrei să-ți mai arăt? Te rog, hai ultima că deja oară când a venit Miruna la noi, ne-a arătat cum pe acel cântar poți să dozezi foarte bine orice ingredient și să treci la gramaj exact așa cum trebuie, exact cum scrie la carte. Fii atent. Aici am pus 300 de grame de mascarpone și acum adăugăm 300 de mililitri de smântână pentru frișcă. Uitați-vă, vă rog, la figura Adelei. Nu știu dacă o vede cineva pe Adela. Și acum... Nu, telespectatorii mă cunosc. Așa. O să mă scuzați, dar o să se audă... Hai! Iuhu! E bine că suntem toți în alb. Da, 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 da. Vezi, eu special m-am îmbrăcat în alb, că știam să nu se vadă petele la televizor. Așa, da, și mișcăm chestia asta. O facem până când ce? Până când se devine o cremă, așa. Trebuie să fie, să aibă consistența frișcui. O consistență ca de frișcă. Și să nu cadă. Exact, ceva de genul. Uite că deja s-a întărit. Da. Bun. Acum o să adăugăm și laptele condensat. Chiar suntem toți îmbrăcați în alb, da, și lucrăm cu lapte. Nici că suntem reclamă perfectă la orice detergent. De ce îmi dau seama și... că eu nu am așa ceva acasă. Mixer? Da. Eu cutelul. Cutelul? Îmi place. Ai, cutelul. Adela, în 2021. Dar muncesc de mai naiba. Stai seama. Da. Avea pretenții de la tine. Vezi, uite, să... o să-ți fac adu. Deci eu dau un mixer. Așa, am adăugat și sucul de lămâie. Ce ziceți voi că crema noastră este gata? Asta a fost tot. Asta a fost tot. Așa. Asta a fost tot. Bun. Și toată da mixerul deoparte, stai așa, stai. Stai că mai avem. Mai e puțin de și aici, în alt bol, amestecăm prosecco. Din belșug prosecco să fie, ca să nu fie. Să fie bucurie. Așa, un pic de apă ca să-l mai lungim, să nu... Dacă conducem. Asta zic. Așa, și un pic de sirop de zmeură. Amestecăm toată treaba asta aici. Și luăm pișcoturile. Stai așa să-mi iau. Mai am bol. Dar puțin, că mai e ceva acolo în... Ăsta nu, mai, în ăsta nu ne mai trebuie, gata. Dă-mi mie. Ia, joacă-te. Dă-mi mie să mă joc cu el. Așa. Mi-am dorit și eu toată viața. Și pișcoturile le înmuiem în zeama asta pe care am făcut-o aici, în sirop. Hai să nu-i zicem zeamă, să fim și noi. Da, trebuie înmuiate chiar atunci când faci rețeta, să nu se sfărâme, nu? Să nu adică se sfărâme, să nu fie foarte moi. Și după ce înmuiem, eu le iau și le... rup așa în bucățele, în trei bucățele cam. Ideea este că astea eu le dau doar de două ori prin sirop. Eu cred că știu ce urmează. Ce?
și pui pur și simplu crema peste pișcoturile exact. Astea și pun mai multe straturi, da, da. Cu zmeură între ele, lăsăm la rece și ăsta este desertul. Pare super simplu, dar vă zic că este super gustos și fresh, așa, răcoritor, adică... Ce? Cât ai acolo? Nu știu, eu n-am fost atent, eu cântăresc dulciurile astea. Eu mi-am dat seama de ce nu le fac pancakes copiilor mei, că săracii mi-au și reproșat. Mama, mama, de ce nu facem și noi ca în alte familii duminica pancakes? Și mi-am dat seama de ce, n-am un mixer. Păi da, trebuie să-ți iei un mixer. Ți-am când e ziua ta? Poftoftom, acum vine. Ah, perfect. Ia uite, vine aici, ți-aduc un mixer cadou. Nu vorbesc serios. Ce culoare ai preferința? Da, ce culoare ai preferința? N-aș vrea alb, aș vrea pe negru. Pe ce negru? Mai... negru să fie. Vișinul, adică ceva. Știi, ăla care se poartă, e unul acum, da. Ăla cu capa, ăla. Mi-l faci pe cadou? Tu faci tu gestul ăsta pentru mine? Auziți? Da, după aia, atenție, deci eu ți-aduc mixerul. Da, vreau să văd pancakes-urile pe stories. Poți să vezi pe stories și îți dau și tag. Te rog, chiar te rog. Dacă suntem la cadouri, eu nu am mașină sport. Da, exact. Bine. Ei, stai un pic, că nu sunt milionar. Cum vrei, pe roșu? Adică un mixer îmi permit, dar o mașină sport. Vorba aia, dacă și-ar permite și-ar lua pentru ea? Și asta e adevărat. Eu n-am mașină, știi? De 3 luni mă chinui să-mi cumpăr o mașină. Adela? Adela. Asta e momentul da. Care poți. Să știi că ziua mea este pe 26 septembrie. Am timp să strâng bani. Da. Așa, bun, am pus un strat. Și acum continuăm. Facem așa până când terminăm pișcoturile și crema. Dar tu ești născută în acea zi cu cea mai bună prietena mea. Serios? Eu sunt balanță. Și tu ești... Și tot balanță. A, tot balanță, da, corect. Și tot balanță că sunteți în acea zi. A, ce drăguț. Păi înseamnă că suntem asemănătoare ca personalitate. Chiar sunteți. Da? Dar mi se pare chiar sunteți. Drăguț. Eu știu pe Dana bine și pe tine de... Vorba aia. Știi cum e. Să înțeleg că și Dana Rogoz are mixer. Asta e ideea. Asta trebuie. Și Dana Rogoz trebuie să facă un cadou. Asta să înțeleg. Așa, și da. Tot punem și tot punem. Tot punem, tot punem până când terminăm și pișcoturile și... Hai nu terminăm și toate pișcoturile. Păi și oamenii ăștia de aici nu cred că o să se supere. Ai dreptate, dar să vedem un pic cum arată. Mm. Mi-a să împărtășanie, sincer, dacă vreți să vă transmit de aici. De ce e la împărtășanie? La împărtășanie la tine se dau pișcoturi? Că la mine pâinică, era cu pâine. Se dă un pic de pâinică, dar se dă și cu un pic de vinuțel. Păi da, dar nu cu pișcotul. Cu pișcotul poate la bogați. Pișcotul și șampanie. Cum ar fi să se facă împărtășania cu pișcotul și șampanie? Toată lumea ar fi credincioasă. Toată ziua mai duce la biserică. Toată lumea ar fi credincioasă. Dar nu, de ce nu vă lăudați? Hai pe WhatsApp. Lăudați-vă cu poze, cu ce ați făcut bun. Să vedeți și noi. 0751-121-123. Hai acolo, că avem tableta, telefonul pregătit. Foarte tare. Nu? Așa, mai punem niște... Nu, dar tu mai ai mult de muncă, sincer. Mai am. Deci tu mai ai mult de Finalul muncă și noi să stăm să așteptăm pentru că ai timp pe pauza de publicitate. Perfect. Luăm publicitate și ne întoarcem. Vorbește lumea la cafea, seamănă tare. Ai. Așa cum spuneam, din când în când un desert ne face ziua mai bună, ne ridică moralul și imunitatea. Am devenit aici alături de Miruna Lica. În ce stadiu suntem, Miruna? În stadiul de gata. În stadiul de gata? În stadiul de în care putem să mâncăm din el. Putem să atacăm. Eu recomand să-l mai lăsăm la frigider câteva ore, așa, ca să se însiropeze foarte bine pișcoturile. Da, lasă că noi îl mâncăm așa, nu-i da? Problem. E ok. Imediat. Dar înainte, v-am rugat să ne dați mesaje pe WhatsApp 0751-121-123 să vă lăudați cu ce ați făcut bun și ai văzut șurubel ce avem aici. Ok, hai să încercăm să descriem pentru voi un pic Juliana, ce se întâmplă. Bună ziua, zice. Astăzi este ziua onomastică a soțului și a fiicei. Am pregătit un tort delicios, mus de mango. Deci uite ce e aici și mus de ciocolată. Da, arată și foarte bine, pare profi, da. Așa. Macarons deasupra, exact, super profi. Roxana din Bragadiru ne-a trimis niște gogoși cu zahăr, pudră deasupra, exact cum se face. Și avem și plăcinta asta cred de mere de la Sergiu. Asta zic, cred că e plăcintă cu mere. Ah, ce bună e, Doamne, ce poze, Doamne, ce bun sunteți la asta. Da, ni s-a făcut poftă.